Legea privind noile măsuri fiscal-bugetare a fost declarată constituțională pe 18 octombrie și zilele trecute a fost promulgată de președintele Claus Iohannis, informează administrația prezidențială. Potrivit legii, o anumită categorie de români va fi nevoită să achite un impozit de 70% pe venit, în cazul în care inspectorii fiscali descoperă în urma controalelor venituri din surse neidentificabile. În cazul în care inspectorii fiscali descoperă în urma controlelor venituri din surse neidentificabile, persoanele în cauză urmează să plătească un impozit majorat de la 1 iulie 2024 de la 16 la 70% orice venituri constatate de organele fiscale în condițiile codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor. Se arată în legea de modificare a legislației fiscale apărute vineri în monitorul oficial, potrivit avocat.net.ro.